Chiar dacă din punct de vedere calendaristic suntem în plină primăvară, vremea ține să ne contrazică. Noaptea trecută am avut parte de temperaturi extrem de scăzute sub pragul înghețului. Fric cumplit și mașini înghețate, de asta am avut parte în această dimineață. Temperaturile au scăzut în ultimele zile, astfel că noaptea trecută s-au înregistrat minime de minus 2-3 minus grade. Bun găsit! Noaptea trecută am avut parte de temperaturi mult mai scăzute decât ar fi normale în această perioadă și pe timpul zilei temperaturile au rămas modeste, maximele atingând 15-16 grade. De mâine meteorologii ne aduc vești ceva mai bune. Temperaturile diurne sunt în creștere, marți maxima va ajunge până la 19 grade, iar miercuri se vor înregistra 21 de grade. Și temperaturile nocturne cresc ușor, 6 grade în această noapte se vor înregistra în majoritatea zonelor, iar mâine noapte temperaturile temperaturile vor mai crește cu un grad. La munte, temperaturile rămân modeste, astfel că există posibilitatea căderii de lapoviță și ninsoare.